Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi avem o mulțime de subiecte foarte interesante de discutat, pentru că această ultimă etapă a play-off-ului a adus niște rezolvări ale unor ecuații, dar și foarte multe momente încinse care necesită de singur comentarii. Alături de mine în studio se află Marius Baciu. Salut, Marius, bine ai venit! Salut, Mihai! Și de asemenea, Mihai Stan este alături de mine. Salut, Mihai, bine ai venit! Mulțumesc! Marius, nimeni nu s-ar fi gândit ce jucător oare o fi mers pe așa ceva, cine ar fi putut să intuiască o asemenea desfășurare a ultimei etape din play-off în care Farul se duce la Cluj și o bate pe CFR Cluj, proaspăta campioană o bate pe fosta campioană, iar Șepșii se duce de asemenea la Craiova și o bate pe Universitate. Mi se pare ceva imposibil de anticipat. E foarte greu. Mai ales că e la o echipă care are presiune, care au nevoie de rezultate. Mă uitam alternativ la ambele meciuri aseară și mă uitam la Craiova prima dată, cât își doreau până la urmă. Că dacă ei reușeau să marcheze la cornerul ăla sau ce au avut acolo, am avut câteva execuții, poate era altceva. Dar se vedea cum intră în joc o echipă care, într-adevăr, vine după un succes. Același lucru s-a întâmplat și din coace. Dacă CFR-ul le ieșea prima repriză, se termina totul, adică le venea lor. Dar așa se întâmplă. După aceea, cu pieșa de la Hagi, care merită toate laudele, el inclusiv, la ce an senzațional au făcut, nu cred că se poate supăra nimeni. Ce a ieșit la sfârșit acolo țigănie, urât, care nu merită pentru numele lui Dan Petrescu și numele CFR. Deci nu există scuze, cât ai fi de nervos, nu poți să jigni. Adică ce se vedea la televizor, poate totul cu totul altceva a fost acolo. Îmi pare rău de Dan, o respect foarte mult. Același lucru, au 5 ani care au luat titlul, au atâtea trofee, au jucat în Europa, dar nu cred că te poți coborâ la o mizerie care chiar pur și simplu se vedea o neputință. Copiii ăștia lui Agi au demonstrat așa e fotbalul până la urmă. Nu ai ce să... Ei au încercat, au făcut tot ce au putut, dar se vedea dezinvoltura echipei lui Agi, n-aveau nicio presiune, i-au probleme pe început de joc. Dacă ei făceau 2-0, se termina. Sunt fer convins. Da, a semnat un pic cu ce s-a întâmplat cu FCSB, că și atunci același lucru. Același lucru. Dar, până la urma urmei, merită felicita Hagi pentru tot sezonul ăsta care l-au făcut, un sezon de excepție cu tinerii jucători care au avut. Îmi pare rău iarăși pentru FCSB, pentru că chiar au jucători buni acolo. Spune-mi care este relația ta cu FCSB, pentru că voi, cei care de-a lungul timpului ați jucat la Steaua, inevitabil sunteți chestionați în această privință. Ce echipă considerați că este Steaua în acest moment? Acum, asta sunt întrebat de foarte multe ori. Chiar vorbeam câteva săptămâni în urmă cu alți colegi de-a mei. Același lucru ni se întâmplă. Eu consider și acum că continuitatea Stelei, care noi am jucat, e FCSB. Asta mi se pare interesant, răspunsul ăsta din partea ta, pentru că tu ai jucat la Steaua într-un moment în care echipa era a Ministerului Apărării. Eu am fost chiar capitan de echipă atunci, în perioada respectivă, când era domnul Păunescu, când era Neapiții. Dar antrenor. Înainte de Păunescu și de Victor Pițurcă, tu ai jucat și când echipa era a Ministerului Apărării. Da. Exact. Și asta 96 mi se pare... am venit și ei au venit pe urmă ca președinte după 98. După 98. Deci, mi se pare interesant că tu ai această viziune și în condițiile în care tu ai jucat pentru echipa când era a Ministerului de Apărării. Noi ne aducem cu tot. Aminte. Mai avem niște colegi care mai zic că nu e așa. I-am auzit, de exemplu, și pe Miu, care nu sunt de acord cu el. Da, a fost un coleg de la asta, da. Eu, pentru că am fost și acolo. Dacă nu era Gigi Becali în momentele alea când am avut noi erau niște întârzieri foarte mari. Când a făcut trecerea aia, nu știu documentele cum erau, dar era Gigi Becali venit pentru că erau probleme foarte mari financiare. Nu eram o echipă care... Cum se întâmpla înainte că eram echipa armate, care era totul la zi. Adică nu aveam nicio problemă financiară. Eu consider, nu știu ce s-a întâmplat acolo, cum au făcut actele, ce greșeli au făcut, dar Gigi Becali a venit în Ghencea cu domnul Păunescu, cu Pițurcă, ca și investitor prima dată, după aceea că au primit eu și așa știu eu. Da, practic, ție, acum dinspre armată, dinspre Clubul Sportiv al Armatei, ți se transmite că ai jucat o perioadă la Steaua,
Și deși nu s-a întâmplat nimic, adică tu ai continuat să fii jucător al Stelei, coechipierii din jurul tău au fost aceiași, nu s-a schimbat nimic în acele zile, totuși brusc... Brusc și am văzut că și nu există vreo câțiva ani acolo, nu știu, n-am înțeles. Da, e incredibil. Titlul din 2001 este al nimănui. Al nimănui, înseamnă că mi-a luat un titlu mie, nu știu exact cum și de ce, dar... Până la urmă, eu sper să fac cu singură echipă. Cred că asta e cel mai bine să fac. Sigur. Nu? Nu-i de pierdut un om ca Gigi Becali pentru fotbal românesc. Și clar pentru mine lucrul ăsta. Ce face el? Că auzim cu toții că se bagă, că face, că drege, asta e altă problemă. Dar noi avem nevoie de oameni și investitori ca el. Acum, dincoace cu Armata, iară nu știu exact ce se întâmplă acolo. E o echipă care, păcat de performanța jucătorilor care au făcut-o acolo și te trezești că nu poți să promovezi, e o frustrare, e altceva. Vorbeam cu antrenorul secund al lui Oprița. M-am întâlnit la un meci acum, că am fost să văd fosta Dacogetica cu Dinamo. M-am dus pentru promovarea asta în divizia a treia. CS Dinamo. Și m-am întâlnit cu secundul lui Daniel Oprița. Îl vedeam tare dezamăgit. Adică și înainte cu câteva săptămâni am mai discutat cu el. Zicea, ce să facem? Că îți dai seama cum poți motiva jucătorul. N-ai, ajungi la un... Și asta nu înțeleg. Steaua, există o steaua care a ajuns până la pragul diviziei A, dar nu te lasă să intri. Dincoace FCSB-ul cu un palmares sau știu eu cu Gigi Becali care a venit într-un moment foarte greu pentru a susține clubul Steaua, nu mai are dintr-o dată dreptul să joace, să aibă numele de Steaua, pe eu cred eu. Gigi a venit pentru Steaua, n-a venit pentru altcineva. Sau poate pentru prietenia care a avut el cu Neapiții atunci sau cu Păunescu. Dar știam un stelist foarte mare, ce ne spunea noi nou atunci. Și eu am că noi toți, cu toții, l-am respectat foarte mult că a venit într-un moment foarte greu. Eu eram capitan de echipă atunci. Dar de aici ai păcat pentru fotbalul românesc în general. Pentru două echipe care acum se aude contrazicerea asta. Nu-i spune FCSB, nu-i spune Steaua, spune FCSB, te rog frumos că n-ai voie. Nu-i spune FCSB lui Steaua că suporterii sunt împărțiți, nu știe nimeni care și cum, ca și la fel ca și mine, astăzi. Da. Mihai, am asistat la scene fără precedent la finalul acestei partide dintre CFR Cluj și Farul, așa cum remarca și Marius mai devreme. Dan Petrescu a făcut ceva ce eu n-am mai văzut așa, adică pe față, în mijlocul stadionului, să cerți adversarii că au jucat pe bune, e... ceva foarte greu de încadrat, de categorisit și aș vrea să te rog să ne spui părerea ta despre toată această... A trebuit să ne spune domnul Dan Petrescu de ce l-a certat pe Hagi că a jucat corect, că și-a apărat șansele corect. Să ne spună nouă de ce. De ce să-l ceri pe Hagi că a jucat corect? Și în condițiile în care ei au o relație personală de atât de mult, că sunt prieteni, s-au împrietenit la Steaua și la echipa națională. Să trecem peste faza că sunt prieteni, că au adătățe și are și asta. Și are importanța sa și acest detaliu. Dar tu să vii să ceri pe cineva pentru că și-a apărat corect șansele. Adică mie, din punctul meu de vedere, Hagi a demonstrat tuturor celor care făceau pariuri că o să câștige CFR-ul, că... Și omul a fost coroană pe tribună. Am câștigat campionatul cu capul sus. Bravo, Hagi. Felicitări, Hagi. Hagi, la revedere și pa. De ce să ceri pe Hagi? Că te-a bătut? Dacă erai mai bun, nu puteai pe Hagi. Am văzut niște imagini la final de meci. Cum a zis și Maru, scuze-mă că te dăm. În primele minute putea să scrie CFR-ul. Nu au putut. Acolo asta e, s-a întâmplat. A câștigat Farul. Se vedea clar încărcătura lor. Arată ce faci. Burcă și el înjură ca la ușa cortului și face ce a făcut și Burcă acolo. Adică, oameni buni, învățați să pierdeți. Aș vrea să salutăm acum pe președintele fostei campioane a României CFR Cluj, Cristi Balaj. Bună seara, domnule Balaj. Bună seara. De când ați venit la CFR Cluj, ați insistat și pe acest detaliu că CFR Cluj trebuie să aibă o anumită ținută. Este o echipă care a obținut atât de multe performanțe și în cupele europene și desigur și în campionatul României. Acum, după ce au trecut orele și s-au mai așezat lucrurile, ați reușit să aveți o discuție cu Dan Petrescu prin care să lămuriți ceea ce s-a întâmplat aseară? Nu. Ne-am salutat, un schimb scurt de cuvinte, se grăbea pentru că a avut întâlnirea cu jucătorii și eu am avut și alte
preocupări la club. Nu am discutat, încă e la cald, să spun așa, legat de ceea ce spuneați, dorința noastră de a încerca să facem o imagine mult mai frumoasă a clubului. Sper că în ceea ce mă privește nu v-am dezamăgit. Fără îndoială, adică tocmai având în vedere un anumit tip de discurs care există de regulă la CFR Cluj și cu atât mai sare cu atât mai mult în ochi. Mai puternic, da. Așa este. Așa este, sentimentul meu este același. Exact ceea ce am declarat la cald, susțin în continuare. Sper că aș putea spune, chiar sunt convins că Dan Petrescu, dacă ar da timp înapoi și ar vedea imaginile, probabil că ar fi diferit față de cum a fost aseară. Mi-aș dori din suflet acest lucru. A fost un meci important pentru noi, după un sezon, chiar dacă mai avem un meci de disputat, dar după un sezon care a fost istovitor, mult mai multe meciuri decât adversarele noastre, inclusiv față de Farul, comparativ cu ei am avut aproximativ 20 de meciuri în plus, într-un termen scurt, un număr de jucători mai mic decât al lor, pentru că avem acea problemă a jucătorilor formați de club. Și din acest punct de vedere am suferit, am avut și accidentări, foarte multe jucători care au plecat. O perioadă de tranziție, pentru că avem o moștenire financiară care încercăm să o rezolvăm. Și atunci a apărut această stare, nervozitate, tensiune, oboseală, frustrare, dezamăgire, în care a fost greu unora, se pare, să facă față. În rest, felicităm clubul Farul pentru performanța obținută. Sperăm să obținem puncte multe pentru fotbalul românesc și în competiția europeană. Este foarte important acest lucru. Și vom fi suporteri ai lor atunci când vor evolua în competițiile europene. Salutăm normalitatea, și anume faptul că și-au apărat șansele corect și au venit cu cel mai bun 11 avut la dispoziție. Așa s-a întâmplat și cu voluntari, când sezonul trecut i-au împiedicat pe cei de la FCSB și noi am beneficiat de acel rezultat. Au fost atunci discuții, dacă vă aduceți aminte, reproșuri, naș, fin și așa mai departe, în mass media, o perioadă lungă de timp. Precum salutăm și victoria celor de la Șepși, care au câștigat aseară la Craiova. Dacă știm să apreciem aceste echipe și ceea ce au făcut ele, trebuie să fim fair play, corect, și să avem aceeași atitudine și față de cei de la Farul. Da, aș vrea să remarc acest moment în care felicitați noua campioană Farul, în contrast cu ceea ce s-a întâmplat după sezonul trecut, când săptămâni, chiar luni în șir, Gigi Becali a refuzat să vă considere campioni ai României. El a rostit de mai multe ori în spațiul public faptul că FCSB este adevărata campioană a sezonului trecut, nu acesta pe care tocmai îl încheiem, ci celălalt în care ați fost campioni, pentru că voluntarii a marcat din offside acel ultimul gol al partidei între FCSB și voluntari, din penultima etapă. Nu cred că ar fi potrivit să discutăm de arbitraj, mai ales după ce ni s-a întâmplat în acest play-off, cu excepția doar câtorva meciuri. Pot să spun doar că arbitrii au influențat
rezultatele partidelor în care am evoluat. Asta nu înseamnă că nu am recunoscut atunci când deciziile acordate împotriva echipei noastre, cum a fost și aseară, nu am venit și asumat faptul că au fost corecte. Inclusiv aceste două lovituri de pedeapsă care au fost acordate echipei vizitatoare. Credeți că Andrei Burcă a fost eliminat corect? Nu am fost prezent și pot doar să spun ce au... Aș vrea doar să subliniez faptul că el este o absență importantă în barajul cu FC Ucraina. Da. Pot doar să spun ceea ce mi-au povestit jucătorii, persoanele aflate în preajma arbitrului în acel moment, fără să știe unul de celălalt ceea ce spune. Și fiecare a mărturisit că nu Burcă a fost cel care a adresat acele cuvinte considerate de arbitru sancționat de cartonaș roșu. Nu au fost cuvinte injurioase, dar tensiunea, atmosfera, prezența lui acolo, chiar dacă îmi spunea că vrea să îi îndepărteze după ce a primit cartonaș galben, a fost conștient că este riscant să mai protesteze, nu a făcut-o. Arbitrul era cu spatele, s-a întors, l-a văzut în preajmă și a considerat sau a crezut că el este cel care a adresat acele cuvinte. Este un cartonaș roșu asupra unui jucător identificat greșit, dar nefiind acolo, pot doar să relatez poveștile celor care au fost prezenți. Dan Petrescu avea deja un cartonaș galben din timpul partidei. Dacă ați fi fost arbitru, l-ați fi eliminat la finalul partidei, la finalul meciului pe Dan Petrescu? Din moment ce am condamnat gesturile lui, cred că aveți și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Da. Mulțumim și pentru acest răspuns. Pe de altă parte, există aceste informații că Rapid insistă pentru doi jucători a echipei dumneavoastră, pentru Iuri și pentru Brown. Credeți că se poate face acest dublu transfer spre Giulești, dinspre CFR Cluj? Sunt mai mulți jucători de care se interesează diferite cluburi, nu doar din campionatul românesc. Având în vedere că mai avem un meci joi de disputat, acordați-mi răgazul de a sau posibilitatea să am în acest subiect, pentru că e un meci important. N-aș vrea ca să avem jucători de care se interesează diferite cluburi să se concentreze la altceva decât la acest meci. Un lucru este cert, toți cei care sunt curtați de diferite cluburi, decizia și un eventual transfer va fi analizat în funcție de sumele oferite și aici trebuie să fie mulțumit nu doar clubul, ci și jucătorul în cauză. Și atunci vom analiza fiecare caz în parte. Cum vi se pare această înfruntare cu FCU Craiova, cât de importantă este și cum vi se pare adversarul în contextul și în care CFR Cluj n-a arătat foarte convingător în ultimele partide? Este un club și o formație care are experiență. Mititelul este de foarte mult timp în fotbal, de pe vremea când arbitram eu. Mă bucur că evoluează clubul lui, echipa lui în prima ligă. Este o echipă foarte bună. Întâmplarea a făcut să ajungă la loviturile de departajare în meciul împotriva Voluntarului, pentru că aveau 3-0 până în minutul 77. Și datorită evoluțiilor au avut o evoluție foarte bună. În rest, am încredere în jucătorii noștri, pentru că și la meciul cu Farul trebuie să recunoaștem că la 1-0, în continuare după ce am înscris golul prin Birligea, am avut o prezență constantă în jumătatea de teren a echipei adverse și în suprafața de pedeapsă adversă, cu situații de gol irosite, cu o lipsă de concentrare, probabil și pe fond de oboseală, la finalizare. Și acest lucru s-a întâmplat și în repriza a doua,
după golul egalizator, venit dintr-o pasă greșită și o execuție foarte frumoasă a jucătorului de la Faru. Ori mai mereu am fost posesia mingii și, repet, am avut situații de a scrie, bara lui Boateng și multe alte momente în care mingea s-a plimbat prin fața porții celor de la Faro. Din acest punct de vedere, nu sunt foarte îngrijorat, mai ales că cunosc valoarea jucătorilor noștri și faptul că știu să se mobilizeze partidele importante. Vom întâlni o echipă din Craiova, un oraș care are două echipe, una dintre ele de curând a acuzat cum că n-am fi sau presupus că nu vom juca corect meciul împotriva celor de la Faro și a apărut acea situație anormală prin care, tipică, în care suntem preocupați mai mult de capra vecinului decât de ceea ce avem în curte. Și lucrul în fotbal, aceste momente se răzbună. În rest, mai ales că am văzut pe domnul Rotaru că a vorbit de Dan Petrescu, cu tot respectul și e chiar o persoană care merită să fie respectată pentru ceea ce a făcut în fotbal românesc, dar am datoria morală față de colegii mei, față de cei care activează în clubul CFR să-i apăr, chiar dacă nu sunt de acord, repet, legat de Dan Petrescu, cu ceea ce a făcut cu anumite momente și ceea ce a făcut aseară. Domnule Balaș, vă mulțumim foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Mulțumesc asemenea. Îl ascultăm acum pe Gică Hagi cu declarații oferite după această partidă teribilă în care campioana și-a confirmat statutul din acest sezon și a bătut-o și pe CFR Cluj în ultima etapă din play-off chiar la Cluj. Dacă le-ați închis gura celor care au făcut speculații înainte de altă acest întrebare, meci și altă întrebare. Altă întrebare, vă rog frumos. Altă întrebare. Hai să fim serioși. Așa, vorbim ce am jucat, cum am făcut, ce bine am arătat cu un atac cu jucători, cu 5 jucători eligibili, cu 3 ani mai mici, alții cu 6 ani mai mici, alții cu 5 ani mai mici. CFR-ul a câștigat 5 ani și a fost fericită 5 ani. În seara asta sau anul ăsta, suntem noi cei fericiți care am câștigat și suntem cei mai buni. Așa că e clar că Dan, la mentalitatea care o are și la cum e el și face parte din grupul acela, e clar că e supărat. Dar supărările lui și îl înțeleg și trebuie să-l înțeleg. Eu, Champions League. Asta e obiectivul meu, primul. Să mergem să ne calificăm în Champions League, să încercăm. Noi tot timpul încercăm, așa scrie în cartea care am scris-o. Obiectivul nostru, singura strategie a mea și al clubului, e să încercăm să devenim cei mai buni. Eu nu m-am născut să exist, m-am născut să câștig. Când a vorbit despre Dan Petrescu în această declarație, Gică Hagi a pronunțat cuvântul mentalitate. Gică Hagi a vorbit în sens pozitiv, a spus că dacă faci parte din grupul care a dus Naționala României până în sferturi, nu poți decât să ai la Mondial, nu poți să ai decât o mentalitate foarte puternică. Însă, Mihai, mie mi s-a părut că aseară Dan Petrescu chiar are o mare problemă legată de mentalitate, pentru că lui s-ar fi părut firesc ca Farul să o lase mai moale în această întâlnire. Da, nu știu. Bine, Dan, să luăm și partea bună, Dan are mentalitatea de câștigător. A câștigat în 5 ani la rând de titlu. Poate a avut scăparea asta. Poate nu știe să pierdă. Cred că nu știe să pierdă Dan Petrescu, din punctul meu de vedere. Trebuie să și cultive zona asta de a ști să pierdă cu capul sus așa și să nu mai facă ce a făcut. Dar se întâmplă, cum a zis și Hagi, cu domnul Hagi, e posibil să... O să vedem ce se va întâmpla, da? E reprobabil gestul lui Dan de a înjura pe acolo ce a făcut aseară. Da, gesturile că da. Sunt... Dacă aveau scăpare la un dat, dar el nu se mai oprește, are tot felul de ieșiri. Mi-aduc aminte, Marius, că la un moment dat, deci imediat după ce se termină partida, s-a nimerit să fie Dragoș Nedelcu prin apropiere, acolo pe unde intră Dan Petrescu pe teren, apropierea băncii celor...
Și Dragoș Nedelcu pare chiar unul dintre cei mai liniștiți jucători dintre fotbaliști. Pare ca o, ca o fată așa. Și îl văd pe Dan Petrescu cum, nefiind jucătorul lui, se apucă să-l certe pe Dragoș Nedelcu pentru că a câștigat cu echipa lui. Nedelcu nu are nicio reacție. Ar putea, ar fi putut să dea peste jucători mai aprigi, cum au fost în, în istorie. Mă gândesc, de exemplu, la fostul tău coleg, la Didi Prodan. Bă, nu știu și Didi. Sau, nu știu, ce jucători în aceștia mai... Așa, el părea foarte impulsiv, așa, da? E clar ce zice Gică Hagi aici. După ce pierzi, după ce câștigi 5 ani campionatul, frustrarea e foarte mare. E foarte greu să accepti să fii învins. Și problema e alta. Problema ești învins de așa natură, pentru că CFR Cluj n-a prins nici locul 2. Cum o dăm, cum o întoarcem, e un an catastrofal pentru ei și joacă cu Craiova lui Domnul Titelu. Bine, aș pune o paranteză la acest, sau un asterisk la acest cuvânt catastrofal, pentru că ei totuși au fost și în acest sezon cea mai de succes echipă românească. Corect. Și da. De 5 ani nici o altă echipă românească n-a mai reușit ce au reușit ei, adică să ajungă, să treacă de anul nou în cupele europene. Când analizez lucrurile așa, că am fost și am făcut lucruri anul ăsta, da, competițional, dar când te vezi pe locul 3 la sfârșitul anului, nu scade bine. Eu știu cum au fost lucrurile astea ca jucător. Când aveam și noi o mentalitate și știam că, nu știu... Na, tu ai jucat să, în acea echipă care, precum CFR Cluj, 6 ani la rând ați fost campion. Nu exista pentru noi un meci egal. Era foarte complicat să acceptăm un meci egal. Și la noi se întâmpla multe lucruri ieșite așa, să ieșea un pic din peisajul ăsta. Eu mi-aduc aminte multe, multe jocuri care devine frustrarea asta vrând nevrând. Dar respectul exista. Tot același lucru spun, că na, avem o grămadă de colegi care la un moment dat am avut anul ăla cu... Mi-aduc aminte când ne-am bătut cu Rapidul la campionat. După ce am câștigat cu FC Național, ne-am bătut următorul an. Da, 97-98. A fost cu Rapid. Eram foarte mulți colegi atunci, eram care jucam și la echipa națională de tinere, de echipa mare. Dar era un respect așa, care era altceva. Și totuși nu puteai să accepti. Și mi-aduc aminte ei când au pierdut ultima etapă atunci la Craiova. Mi-aduc aminte că și atunci a fost o grămadă de speculații cu Craiova, că nu știu ce, că vrea să ne ajute pe noi, cu Gania, cu penalturile alea, dacă îți aduceți aminte. Deci a fost ceva asemănător. Noi ne-am bucurat de ei, au... Dar totuși Rapidul a găsit atunci puterea de s-au ridicat cu Nea Mircea Lucescu și următorul an au câștigat campionatul. Acum undeva eu îl înțeleg pe Dan Petrescu. Să știți că îl înțeleg așa. Dar el a intrat în aia că oricine ieșea în față, același lucru se întâmpla, că era Nedelcu, că era Mio sau tu sau oricare, pentru el era același lucru. A fost momentul ăla care el s-a pierdut și a văzut că... Bine, Dan are forma... și o fire vulcanică și trăiește la maxim. Mie mi-a plăcut foarte mult declarația lui Gică. Un fair play și un de pe o poziție care el a câștigat. Aici aminte și Gică, are nervii lui când pierde, foarte supărat pe orice, dar acum, într-adevăr, există între ei acolo o mentalitate de învingător, amândoi vin de la o campioană, au câștigat campionate și ca jucători, și ca jucători, și ca antrenori, și ca jucători, și se întâmplă să fie lucrul ăsta, dar asta nu înseamnă că e de acceptat lucrul ăsta pe un teren de fotbal și când te vede atâta lume. Atunci nu erau nici atâtea camere pe timpul nostru. Era 2-3 și poate te puteai ascunde. Acum sunt prea multe de n-ai ce să... Cum te întorci, nu e în regulă. Mihai, pe de altă parte, aș remarca această declarație pe care ne-a oferit-o Cristi Balaș mai devreme în direct, și anume că dacă ar fi fost arbitru, sigur nu a spus-o tranșant, dar se înțelegea lucrul acesta. Dacă ar fi fost arbitru, Cristi Balaș l-ar fi eliminat pe Dan Petrescu în finalul acestei partide cu Farul. O declarație importantă, pentru că această eliminare ar fi dus și la absența lui Dan Petrescu de pe bancă la barajul cu FC Craiova, pe lângă absența lui Burcă de pe teren. Uite, vreau să-l felicit pe domnul Balaș pentru poziția dânsului, faptul că a condamnat gesturile pe care le-a avut Dan Petrescu și faptul că a fost fair play pentru că a zis că putea să dea cartonaș roșu. Cristi Balaș este un exemplu de conducător. Este corect pe ceea ce s-a întâmplat aseară. A fost corect. Și a asumat vina, ca să zic așa, a clubului. Foarte bun arbitru. Foarte bun arbitru, da. Foarte bun arbitru a fost Cristi.
Eram liniștit din punctul ăsta de vedere când ne arbitra el. Salutăm și un foarte bun președinte de ligă, așa cum a fost Dumitru Dragomir. Bună seara, domnule Dragomir! Bună seara, domnule! Nebunie mare la finalul partidei de la Cluj, dintre CFR Cluj și Farul. Cum ați văzut dumneavoastră aceste evenimente cu Dan Petrescu în prim plan? Doamne, omenește, pot vă luați mănâncă sănătatea și pot să și mai depășești din Baroșia din timp. Așa că eu nu aș condamna prea tare pe Dan Petrescu, pentru că e om. Dacă ar fi pus computer, da, s-a defectat. Dar așa a greșit, își va cere scuze când vrea el și totul merge înainte, așa e la fotbal. Am văzut lucruri mai grave decât astea. El se aștepta ca Farul să nu joace atât de intens, să nu vină să câștige acolo la Cluj. Da, el pe mine nu mă interesează ce aștepta el. A greșit pentru că e om. Toți oamenii, nu există, numai Iisus Hristos se pare că n-a greșit cu nimic. Restul, toată lumea greșește. Mai greșești, că e om. Înțelegem chiar de la Cristi Balaș că și arbitrul a greșit, că nu l-a eliminat și pe Dan Petrescu, că nu i-a dat cartonașul și la final de meci și lui Dan Petrescu. Părerea mea că lui trebuia să-i dea rușul și nu fundașul lui Centra. Nu lui Andrei Burcă. Da, sigur. Da, și Andrei Burcă pare să tot repete acolo, inclusiv către Dan Petrescu, că nu el a fost cel care a rostit cuvintele care au adus acel care... Categoric. În momentul când spun 10 inși că nu tu ai fost beat și cel care te ducea de braț eram, care te ținea de brațul tău, de fapt tu țineai pe el să-l duci. Știi, e ca dracu, știi, la chestia asta. Arbitru poate să greșească, și părerea mea este ca dându-i cartonar. Pe de altă parte, domnule Dragomir, ați fost administratorul acestui campionat al primei ligi, da? Da, dragul meu, dar când eu eram, aveam două echipe, conduceam fotbalul și aveam două echipe în Champions League, în primăvara europeană, mă criticați în dragi. Iar acum văd că nu mai zice nimeni. Păi tocmai aici vrem să ajungem, că totuși acest campionat are o anumită imagine care trebuie apărată și atunci dacă Dan Petrescu este lăsat așa pur și simplu, adică gata, a trecut, s-a întâmplat, ne continuăm viața. Dacă nu se întâmplă nimic în cazul lui, nu credeți că... Părerea mea este să nu se întâmple nimic și ajunge. Toată viața nu va mai greși, că s-au aruncat toți în el să-i taie... Dacă ar fi fost așa o scăpare de o seară, poate am înțelege, dar Dan Petrescu deja este un personaj care... tot recidivează din acest punct de vedere. Care merită toate felicitările pentru felul cum a condus echipele pe unde a fost, a luat 5 titluri la rând, poate să-și mai iasă din fire. Au ieșit, am văzut în decursul carierei mele antrenori foarte mari, antrenori emeriți, care s-au luat și la bătaie. Așa că nu-l mai criticați așa de mult pe Dan Petrescu. A greșit, nu o să fiu de acord niciodată cu ce a făcut el, dar, încă o dată, dacă este om, greșește. Ce noi nu greșim, greșim Dumnezeule toți. Nu există pe pământ om să nu greșească. A depășit linia roșie prin comportament, o să-și revină și o să fie tot antenorul foarte bun Dan Petrescu. Apropo de faptul că suntem cu toții supuși greșelii. Dumneavoastră, așa, care greșeală credeți că a fost cea mai mare pe care ați făcut-o din postura de președinte a Ligii Profesioniste de Fotbal? Asta am făcut atât de multe încât nu le mai țin minte. De exemplu, cei de la CSA Steaua susțin că ați greșit atunci când ați lăsat-o pe Steaua, cum se numea atunci, FCSB acum, să joace în campionat, că ar fi trebuit să o scoateți din campionat în 2003. Băi, spun proștii asta, pentru că Liga Profesionistă de Fotbal și Federația Română de Fotbal nu putea să facă transferul de putere, de exemplu, de putere, așa, de la una la alta, fără hotărâre judecătorească. A fost o hotărâre judecătorească, dragii mei. În baza acelei hotărâri judecătorești, Federația și Liga a făcut transferul de la armată la Gigi Becali pe bani. Rețineți, pe bani, conform legii, n-avea voie să mai continue.
Așa cum nici acum nu are voie, pentru că nu există lege. Credeți că CSA Steaua va reuși, pentru că am ajuns la acest subiect, va reuși să promoveze până la urmă, adică va fi lăsată să intre în prima ligă? Nu, niciodată. Conform legii, numai dacă schimbă legile. Și credeți că se va schimba această lege? Nu cred că se schimbă legea. Nu pot. Iar Steaua este FCSB-ul lui Becali. Sunt fără comentarii. Corect. Eu știu ce s-a întâmplat. L-am aici pe Marius Baciu, fost capitan la Steaua, care îmi face semn acum când ați auzit dumneavoastră, iată că... Îmi pare rău. E, amicul meu știu, este un copil valoros, dar Steaua a fost vândută, Steaua a jucat în cupele europene și s-au fi greșit pe la documente pe acolo. Dar în momentul când semnează miniștrii, semnează toți conducătorii armatei, e lege. Încă o dată, și eu hotărâre judecătorească, și treacu mai comentăm voi, fraților. Dar, fie în România, bineînțeles că nu mulțumești pe toată lumea. O parte, nu, mă vezi că au și o parte mică din subcorte, parte mică, dar au. Așa cum e la Craiova, așa cum Dinamo are trei Dinamo și se duc și la cei din județ 200-300 de oameni. Da. Cu aceste trei echipe Dinamo ne aducem aminte, cum spunea americienei pe vremuri, Dinamoul. E bine, Dinamourile, acum le putem spune așa, după modelul americienei, Dinamourile, toate trei, încearcă în acest moment în campionat să urce câte o ligă fiecare. Astăzi, da, la 8:20, la ora 8, vom vedea dacă merită să joace în prima ligă sau nu. Ce șanse îi dați lui Dinamo în acest baraj cu FC Argeș? O să mă înjure, dar ar vrea mea e nicio șansă. Nicio șansă nu-i dați lui Dinamo? Diferența de prima ligă și liga a doua este destul de mare. Asta cred eu. Dar a fost doar e posibil orice. Orice e posibil. N-ați văzut Rapid Steaua? N-ați văzut Dortmund? Ce Dumnezeu? E frumos, de-aia sunt frumos. Dar lui Gică Hagi și Farului, ce șanse le dați să ajungă în Champions League? Doamne, nu știu cum va ajunge, dar cred că 5 ani de acum înainte, 7, nu cred că ea cineva cu timpionată dacă nu pierd din jucători. Deci dumneavoastră mizați pe o supremație a Farului în următorii ani, așa cum a avut CFR Cluj? Categoric. Are jucătorii ce bine au știut, lucrurile au învățat-o de mici. Afară de asta a băgat... pregătire ei toți cu 2-3 plămâni mari pot alerga, deci prima condiție... Dule, Dragomir, din păcate nu vă auzim prea bine, poate prima condiție este să poți să alergi, iar la Gica Hagi să alergi. A doua, să lovești bine mingea. A treia, să ai știința jocului, să fii inteligent. E, are 4-5 jucători care vin foarte puternic de jos, dintre care unul de talie mondială, fundașul stâng. Borza, spuneți că este de talie mondială. De talie mondială, acum. Poate să joace la orice echipă de frunte. Numai din că el nu a fost chemat vreodată nici măcar la Naționala de Tineret a României, dar mintea asta de seniori. Păi Negrilă și Roșu de la Craiova n-au jucat niciodată la juniori și au după aia 10-12 ani la echipa națională, că doar știi că erai comentator. Așa este. Domnule Dragomir, lui Sorin Cârțu nu i-a ieșit pronosticul. El a mers pe faptul că va câștiga clar CFR Cluj. A spus că ar merge și să bage și la pariuri, că acest meci va fi câștigat de CFR Cluj în compania Farului. Nu, s-ar putea să fi fost o strategie asta. Eu nu știu, dar Sorin Cârțu este un foarte bun conducător, a fost un foarte bun antrenor, mai ales un foarte bun fotbalist. Îl cunosc de când juca la juniori, așa că și are și minte. Cum vedeți această posibilitate? Mai pot greși. De exemplu, mie mi se spune oracolul de la Bolțiu, dar și eu mai dau rateu. Așa este. Cum vedeți echipa națională a României înainte de această dublă care urmează cu Elveția și Kosovo? Nu sunt prea optimist.
în primul rând, trebuia să meargă pe... sau să meargă, nu știu dacă a anunțat, Deocamdată e anunțată doar o listă preliminară a jucătorilor din străinătate. Aș fi jucat mai mult pe, cu jucătorii Farului. 2-3 jucători de la Farul. Jucam cu ei, sigur. Care ar fi acei jucători de la Farul care ar trebui să fie pe teren pentru Națională? Un fotbalist central, chiar dacă e peste 30 de ani, Larie, e jucător de echipă națională, fundașul sunt sigur titular din prima. Borza titular la 17 ani. Titular din prima. Fără niciun fel de problemă. Alibec, sigur titular de drept. Și eu mai luam încă 1-2. Cel puțin pentru încurajare. Da, mă gândesc la Băluță, că probabil îl mai luați. Eu îi luam, dar nu vreau să eu îi luam pe amândoi fundași, mijlocașii din partea fundașilor centrali. Băluță și Nedelcu. Nedelcu, pentru că nimeni n-a văzut că Hagi a câștigat campionatul datorită celor 4 fundași centrali pe care i-a avut. El a jucat cu 4 fundași centrali, de fapt. Aici a câștigat. Deci Băluță, cei doi care sunt muntele, toată lumea veneau pe centrali, iar Hagi avea acolo 4 fundași centrali care dau cu capul puternic. Plus de asta și pasează bine. Și pasa lungă. De exemplu, Băluță are și pasa lungă. Domnule Dragomir, dumneavoastră elogiați pe jucătorii Farului, dar pentru sezonul viitor Gigi Becali a zis că va scoate F-16 ca să se termine cu această poveste cu Farul. Dacă n-aud asta de vreo 10 ani... Vedeți că acum 10 ani Stele, cum se numea pe atunci FCSB, mergea beton, că acum 10 ani o elimina pe Ajax, o învingea pe Chelsea. Știu că am fost la Londra cu ei. Și ce echipă a tău. Dar atunci era Steaua. Dacă mi-am zis. Era Steaua, într-adevăr, încă se mai numea Steaua. Da. Domnule Dragomir, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă. Seară bună. Numai bine, sănătate. Marius, președintele, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, confirmă, mă rog, spune ceea ce ne-ai spus și tu mai devreme, că și în opinia sa, mai ales că și el era în mijlocul evenimentelor, așa cum erai tu, această echipă din prima ligă este Steaua. Eu așa știu și eu chiar am avut o discuție cu domnul Dragomir, era foarte bun prieten cu domnul Ciuclea. Am avut o discuție dată mai mult tot pe copii, pe juniori, pe o academie și așa mai departe. Un om de fotbal care experiența dânsului chiar deosebită, pentru mine a fost o mare plăcere să stau de vorbă cu dânsul. Și chiar și atunci am făcut o paranteză despre discuția noastră care am avut-o atunci, am făcut o paranteză despre Steaua și FCSB. Chiar am fost de acord unul cu altul cam ceea ce se întâmplă. Pentru mine, eu îi port un respect deosebit domnului Dragomir și sunt ferm convins că are multă dreptate și multă experiență. Încă și vede cu alții care poate mulți tineri sau mulți conducători în care are avea multe de învățat de la dânsul. Oracolul din Bălcești, Mihai, spune că în următorii ani vom avea parte în Superliga de o supremație a Farului, așa cum a fost cea a CFR-ului. Vom vedea. Bine, sigur, Dumitru Dragomir mai precizează dacă Gică Hagi nu vinde jucători. Este posibil așa ceva? Posibil, dacă nu vinde, da. Are jucători foarte buni acolo. Eu, sincer, dacă aș fi acolo, nu l-aș vinde pe Mazilu sau pe Borza, nu i-aș vinde acum. I-aș mai ține un an, doi. Știi cum e și cu vânzarea jucătorilor? Trebuie să-i vinzi când dai Marius, la un dat, a fost și el transferat în străinătate. Trebuie să-i vinzi atunci când joacă. Ai ofertă, bună. Știu. Nu știi niciodată, nu-ți garantează nimeni că la anul va fi și mai bun. Corect. Adică s-a întâmplat multe lucruri. Riscul e mare, se poate să-l mai țină încă o dată, dar o echipă cum la nivel, vedem că și Gigi Becali s-a întreținut din vânzarea de jucători. Nu? Până la urmă, ai vândut cu sumele cele mai mari. Același lucru, ceea ce încearcă să facă Hagi acum, tot timpul să nu se vadă lipsa unui jucător. Astăzi, sau cel puțin anul ăsta, a răsărit câțiva jucători. Mazilu
XX Borza și așa mai departe. Larie pentru mine. E o surpriză foarte plăcută și eu îl apreciez foarte mult ca fundaș central. Pentru mine a făcut un an extraordinar și îți dau dreptate. Cum? Și Popescu. Popescu e altceva. Și Popescu, da. Și cei doi mijlocași în fața apărării, nu? Băluță venea după 2 ani. Pentru mine, țin minte, personal m-au sunat 2-3. Eu am fost atât la Gică de a-mi vorbi pentru el cu cineva din Franța. Personal să discutăm cu el pentru un eventual transfer. Nu s-a realizat atunci. Eu știam ce cot avea Băluță la un moment dat în Europa, în Anglia, Franța și așa mai departe. A văzut în el care un potențial extraordinar, l-a luat înapoi și vedem, Băluță n-are ce, nu văd să lipsească din echipa națională acum. Nedel cu același lucru, împrumutat prin Germania, nu-și găsea locul, același lucru revine într-o formă bună. Asta e foarte bine pentru fotbalul nostru, adică chiar cred și eu că sunt câțiva jucători care trebuie luați în seamă pentru echipa națională. Apropo de jucătorii aceștia noi, interesanți ai Farului, e deja de notorietate, Mihai, faptul că Rapid asaltează pe această pistă Grameni de la Farul. Însă cei de la Farul zic că sunt departe cu suma oferită. S-a scris despre 700.000 de euro, sumă care ar fi fost oferită de Rapid pentru Grameni. Crezi că este posibil acest transfer? Tot sunt multe, în jurul sumei de transfer. Dacă oferă Rapidul ceea ce cere domnul Hagi, se va întâmpla, nu? Va rămâne acolo. Sumele chiar că trebuie să crească acum, nu? E o campioană României. Deci, de exemplu, acum Farul este o echipă vandabilă. Ai ce să vinzi de la... Dar nu știu cât îi convine lui Hagi să vândă. Da, asta spun. Îmi spunea cineva care știe bine situația de la Farul și, în general, această lume a transferurilor, mai în glumă, mai în serios, că Constantin Grameni nu își dorește să se transfere în prima ligă din România. Dacă e să plece de la Farul, vrea să plece în străinătate și adăuga el. Oricum, tatăl sau bunicul lui Constantin Grameni, lui Dina Grameni, sunt mai bogați decât Dan Șucu. Și atunci... Am înțeles. Greu să se facă acest... Atunci poate vine ca sponsor spre Farul, nu? Da. Bun, la CFR Cluj lucrurile nu au mers bine în campionat. Au mers însă extraordinar, spune, în cupele europene, pentru că în afară de CFR Cluj în ultimii ani nimeni n-a mai reușit să treacă de anul nou și un argument în cupele europene să treacă mai departe de anul nou și un argument în această aventură pe care a avut-o CFR Cluj în Europa a fost Simone Scufet, un portar care a fost o adevărată revelație în echipa CFR-ului în acest sezon. L-ascultăm pe Simone Scufet cu declarații oferite după această înfrângere, care însă nu o exclude pe CFR Cluj din lupta pentru prezența în Conference League și în sezonul viitor. Yes, in the end, the result, total result of the championship is what we want in these games. Of course, we wanted to be champion, but from some games it's impossible. And now we had this chance to play this game for playoff for Europe, and we wanted to go there, and we knew that it was just a win today to go there, and luckily with our defeat, Sepsi played their game and won their game, so give us this, let's say, present. Yes, it's very good game, very good team, and of course when you play and the prize is Europe, of course you are two good teams, and will be a very tough game. Will be a one game, 90 minutes, so every time it's difficult because you start 0-0, you have 90 minutes to show you are better and you never know in football, episodes can change. Așadar, Simone Scufet, Mihai spune că meciul de CFR Cluj și FCU Craiova va fi o partidă dificilă, chiar dacă fosta campioană pare să aibă toate argumentele, va juca pe teren propriu, este o echipă care a jucat la un alt nivel decât FCU Craiova. Cum vezi tu? Crezi că FCU Craiova poate să o încurce pe CFR Cluj, să o scoată din cupele europene? Orice este posibil în fotbal. Eu cred. Craiova vine după un meci bun cu Voluntariu, CFR-ul mai puțin bun, vom vedea ce va fi. Să câștige cel mai bun. În rest, nu știu. Marius, vedem că cei de la Voluntari au ajuns iarăși la un nivel bun, dar înțeleg că nu va mai continua cu Liviu Ciobotariu, care a făcut niște lucruri remarcabile. Liviu Ciobotariu a urmat să plece la Șepși, care se desparte de Cristiano Bergodi. De asemenea, la Universitatea Cluj, unde s-au întâmplat lucruri deosebite,
Înțelegem că totuși Năluțul Sabău nu va continua, deși l-a făcut lucruri remarcabile în acest an la Cluj după ce a preluat echipa. Cum vezi toată această nebunie a schimbărilor de antrenori în prima ligă? Acum, primul lucru, clar că Liviu și domnul Bergodi au făcut lucruri extraordinare, nu? Bergodi câștigând a doua oară consecutiv Cupa României. Nu știu ce și s-a întâmplat. Aceste două totuși, cupe și mie mi se părea, totuși, eu văd clubul Sepsi, un club echilibrat, mi se pare, un club care vor să dezvolte fotbalul lor de acolo pe căi sănătoase și nu vedeam să nu fac o prelungire pentru domnul Bergodi. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Poate chiar domnul Bergodi nu mai vrea să rămână, poate are alte planuri pentru viitor. Dar după performanțele care le-au avut și după reacția jucătorilor care am văzut-o când a marcat Ștefănescu, da. Mi s-a părut că jucătorii chiar îl doresc și îl apreciază foarte mult pe antrenor. Asta e o mândrie pentru un antrenor, să vezi cum vin jucătorii la tine într-o situație care se scrie în presă că va pleca. A fost profesionist până în ultima clipă. Eu chiar am jucat contra lui când am fost antrenor la Chiajna și am jucat ele la Rapid. Am apreciat foarte mult că am studiat jocul lui și așa mai departe. E un antrenor care a făcut lucruri frumoase în fotbalul nostru și sunt foarte convins că îl vom mai vedea și la alte echipe. Nu știu unde. Sau de zvonistic, așa se pare că la Cluj. Nu știu ce se întâmplă cu Neluțu, că și el a făcut o performanță extraordinară. Clujul nu e un oraș ușor. Clujul nu e un oraș simplu. O spui din experiență personală. O spun din experiență personală, pentru că la sfârșitul carierei am jucat 6 luni la Universitatea Cluj. E o echipă cu suporteri foarte, foarte pretențioși. Suporteri, nu știi ce te poți aștepta oricând de la ei. Deci nu văd, Neluțu fiind localnic, Ucluj curge prin venele lui, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Pentru mine a făcut o performanță extraordinară, scăpând echipa, ajungând în finală la penaltiuri. La penaltiuri a fost deja, la o lovitură să câștige. La o lovitură și nu credeam, pentru că au avut ei prima șansă să câștige prima dată. Mie mi-ar părea rău să nu-l mai vedem pe Neluțu pentru o perioadă, dar asta va fi decizia lui. Nu cred că Cluj vrea să debaraseze de el. Am impresia, ceea ce am citit prin presă, că el n-ar mai vrea să continue. Asta nu știu și nu vreau să mă pronunț, dar mie mi-ar părea rău ca Neluțu Sabău să nu mai continue. Liviu e un băiat deosebit, a demonstrat-o și unde a fost, a demonstrat și la Vaslui, a demonstrat chiar la Pandurii Târgu Jiu. Nu știu ce are el, pentru că ce are el... Să uităm la Dinamo. Dinamo. O jumătate de sezon în care a stat pe primul loc cu Dinamo. A fost la Târgu Mureș. La Târgu Mureș, unde a fost atât de aproape să fie campion. Deci, Liviu, din punctul meu de vedere, un antrenor din care s-a văzut s-a văzut munca lui. Se poate să fie poate pentru el e ceva că-i fiul lui acolo la Sepsi, am înțeles că ar fi foarte aproape, dacă nu a și semnat. A făcut foarte mare, adică din punctul meu de vedere, același lucru, voluntariu se vede ceva după când a venit el, că voluntariul tot timpul la baraj, tot timpul au probleme, că a fost mutul, că a fost altul. Da. Voluntariu aveau mereu locul asigurat. Se luptau să scape acolo, de acolo, chiar ne-am întâlnit ultimele, când am fost la Daco Getica, fostul Juventus, că am jucat contra lor și ei erau echipa care au mers la baraj, au rămas în prima divizie printr-un penalti executat de băiatul domnul Leasă, dacă nu mi-aduc eu bine minte. Era foarte fericit atunci copilul și tatălui, când era conducător atunci la voluntari. Dar de când a venit Liviu, într-adevăr a avut o identitate. Chiar dacă eu am discutat și înainte, voluntariul e una din echipele care au foarte, foarte mulți străini. De acolo poate nu au, dar eu știu că au și o academie foarte mare. Eu promovase la un moment dat... Glumind un pic că basarabenii nu sunt chiar așa de străini. Păi, nu-s români. Nu pot să joace la echipa națională. Sigur, da. Sunt vreo trei... Acolo și au academie, au o bază solidă, voluntari, o echipă frumoasă. Adică, eu cred... Și acum au acumulat experiență foarte multă. E o echipă frumoasă în prima divizie a României. Vă invit să-l ascultăm pe Răzvan Lucescu, care de la distanță, de acolo, din Grecia, vorbește despre ce s-a întâmplat în Superliga, sigur, cu acest triumf al lui Gică Hagi în prim plan cu Farul. Îl felicit.
sunt fericit pentru el, pentru că are o pasiune incredibilă pentru fotbal. Merita să câștige acest titlu și poate că ar fi meritat mai multe titluri până acum. A luat o echipă pe care nu a luat, a construit o echipă de la zero. E greu să spui că o echipă din România poate intra în Champions League, dar fotbalul este fotbal și îți oferă momente interesante, neașteptate. În fotbal trebuie să speri, există o oportunitate, există o situație de conjunctură pe care dacă ești acolo, ești pregătit să o întâmpini, poți să ai și succes. Este o grupă care e în avantajul echipei naționale. Cred că echipa națională se poate califica la turneul final. Nu aceste două meciuri vor fi decisive. Da, l-am ascultat pe Răzvan Lucescu, care, desigur, îl felicită și el. Nu exclude această posibilitate ca Farul să ajungă în Champions League. E adevărat că acolo, Mihai, n-am ajuns nicio echipă românească de, se fac 9 ani. 9 ani de când o echipă românească n-a mai ajuns. Poate să oprească această așteptare, Farul? Vom vedea, nu știu. Șansele sunt... În acești 9 ani au fost echipe cu bani mai mulți decât Farul. Asta spun, bugetul... FCSB, CFR Cluj. Da. Pentru Hagi mi-ar plăcea să-l văd în grupele Champions League. Pentru munca pe care o depune la Farul acolo. Marius, în această ultimă etapă am văzut și acest 5-1 pe care l-a reușit Rapid pe arena națională. Niciodată în istorie Rapid n-a bătut-o atât de tare pe FCSB sau Steaua în deplasare pe terenul acesteia. Cum ai trăit tu, că a fost jucător, a fost capitan al acestei echipe, cum ai trăit acest moment? Păi n-am fost la echipa asta care lua 5-1. Când îți convine, o dai da, așa. Da, am voie, nu? Că da, nu știu, sigur. Nu, eu chiar sufăr pentru ei și eu îl apreciez mult pe domnul Becali. Cum o fi? Într-adevăr, e un meci care, nu știu dacă are, erau jucători care se vedeau că parcă nu și-ar fi dorit să mai existe meciul ăsta. Ei trăiau deja o durere în suflet după meciul cu Farul, care totuși sperau să fie meciul cu Rapid, o finală pentru ei, nu? A fost și de la 2-0 să întoarcă Farul să fie 3-0, nu e ușor să te adun. Și pare mi se că orice a fost, să bine că n-au pierdut mai rău. Adică la cum au decurs jocul, n-am văzut nicio echipă pe teren. Adică săracii abia așteptau să se termine meciul, abia așteptau să vină vacanța pentru ei, pentru că... Apropo de ce ne spui, ne întoarcem la Arena Națională, pentru că acum are loc acolo o partidă mult mai intensă decât aceasta de care spui, că lucrurile sunt pe bune. Acolo a fost o partidă semi-amicală, să zicem, între FCSB și Rapid, dar aici miza este foarte mare la Dinamo cu FC Argeș. Silvian Bădurescu, colegul meu, este acolo, alături de administratorul special al lui Dinamo, Vlad Iacob. Salut, Silvian! Salut, Mihai, salutie și invitaților tăi. Ne aflăm în fața Arenei Naționale Cor, înaintea startului de meci dintre Dinamo și FC Argeș. Momentan, atmosferă liniștită, muzică pe fundal, oamenii se adună spre stadion cu mici, cu mari, eșarfe, fulare, tricouri. Au sosit și cele două echipe, și cei de la Dinamo și de la FC Argeș. I-am văzut mai devreme și pe șefii de la Dinamo, pe Eugen Voicu și pe Andrei Niculescu, alături de Bani suspendat și Patrick accidentat. S-au întreținut cu oamenii, un zâmbet, mai o glumă, mai una alta. Atmosfera pare destul de pozitivă la Dinamo în acest moment. Au fost afișate și pe echipele de star. Dinamo începe cu Doimovici în poartă, Moura, Jafer, Bena și Amzăr pe linia de fund, Gorga, Iglesias, Neluz Roșu la mijloc, Iulian Roșu, Pop și Ghezal în față, în timp ce Bogdan Argeș Vintilă se bazează pe micile întrebuturi, Tofan, Turda, Zebici și Viana pe linia de fund, Bason, Înjiche, Calcan, Cumbemba și Jobelo sunt în spatele lui Garita. După cum ai menționat și tu, l-am alături de mine pe Vlad Iacob, administratorul special al Câinilor. Salut, Vlad, un meci, o dublă, cât un întreg sezon pentru voi. Cum e atmosfera în acest moment?
Bună seara, atmosfera e una cât se poate de bună în rândul primei echipe, în rândul staff-ului. Suntem încrezători și, așa cum ai spus, este un meci cât un sezon. Eu personal sunt mândru de ceea ce am realizat, dat fiind contextul în care am început acest sezon. Sunt mândru că am ajuns aici și am toată încrederea că vom putea face un meci foarte bun și să luăm prima opțiune pentru calificare la sfârșitul acestei duble manșe. S-au scris multe în aceste 10 luni din vară și până acum, greve, faliment, salarii neplătite, jucători care vin, care pleacă. Cum necum, echipa a rămas unită și, cum am zis, la două meciuri de Liga 1. Ce v-a ținut împreună atât de uniți? Încrederea, optimismul și forța grupului. Am fost la nivel de management foarte, foarte puțini oameni, însă faptul că am reușit să creăm o atmosferă pozitivă, faptul că am avut un țel comun, ne-a ținut împreună și ne-a ajutat să ajungem în acest punct și cred că acesta este și unul din naturile noastre în această dublă manșă împotriva celor de la FC Argeș, forța grupului. Din informațiile pe care le-am și eu, poate mă contrazis sau nu, peste 23.000 de bilete vândute pentru acest meci, peste 23.000 de dinamoviști. Cum sunt cifrele raportate la așteptările voastre? Vă așteptați la mai mult, la mai puțin? Sincer, la începutul sezonului poate mă așteptam la un număr ceva mai mare de spectatori în cazul unui meci de baraj, însă ne vom bucura de o susținere puternică. În PCH știu că sunt foarte, foarte mulți suporteri și ei sunt cei care îi impulsionează pe elevii lui Ovidiu Burcă și sperăm ca la final să ne bucurăm alături de ei. Dinamo joacă și un meci, e o premieră pentru Dinamo în acest meci, pentru prima oară în 75 de ani. Se va folosi sistemul VAR. Au fost ceva meciuri în play-off în care au spus-o specialiștii, nu o spun eu, Dinamo a fost dezavantajată. Crezi că e un plus acest VAR pentru această dublă? Sigur că da. Implementarea tehnologiei în fotbal și la nivelul arbitrajului ar trebui să ajute și să confere un sprijin suplimentar arbitrilor și de ce nu ar trebui să fie un plus de obiectivitate la nivelul arbitrajului. Cei de la Federația Română de Fotbal ne-au și ajutat cu o pregătire în privința utilizării sistemului VAR, au discutat cu staful tehnic și cu lotul de jucători, știm exact cum funcționează acest sistem și sperăm, de ce nu, să fie util pentru noi și să ne ajute atunci când va fi nevoie. I-am văzut mai devreme pe Bani și pe Patrick, care nu pot fi folosiți pe de-o parte. Pe de altă parte, la baraj nu veți juca cu regula Under 19, cea care de multe ori a dat bătăi de cap la Ovidiu Burcă, chiar a schimbat sistemul de joc la anumite meciuri. Care să fie elementul surpriză în acest meci? Așa cum am spus, eu mă bazez pe unitate, pe determinare și pe spiritul Câinilor Roșii pe care jucătorii lui Ovidiu Burcă l-au demonstrat în câteva partide din acest sezon. Mulțumesc frumos, Vlad, și baftă! Vă mulțumesc și eu. Seară bună! L-am ascultat pe colegul nostru Silvia Mădurescu în dialog cu administratorul special de la Dinamo. E vorba de Vlad Iacob. Silvia Mădurescu a discutat cu Vlad Iacob ca să lămurim lucrurile. Mihai, singura echipă din prima ligă care a pierdut un baraj în acesta de supraviețuire a fost Dinamo. Dinamo, da, cu Cluj. În sezonul trecut cu Cluj. Poate acum răsturna situația Dinamo să fie ea echipa care vine din Liga 2? Dacă comparăm echipele FC Argeș ca și lot cu Dinamo, prima șansă o are FC Argeș. Dacă ne apucăm să comparăm suporterii... Dacă ar juca suporterii pentru Dinamo, ar câștiga Dinamo detașat. Dar, din păcate, nu joacă suporterii, joacă jucătorii, nu celor de la Dinamo. Marius, din experiența ta de jucător, antrenor, cât de mult joacă suporterii? Joacă vreun pic și suporterii? Joacă. Un rol important suporterii, dar eu cred că Dinamo va rămâne totuși Dinamo. Imposibil și va fi foarte greu și pentru Pitești. Nu știu ce va înțelege, că chiar iarăși discutam vreo 8 străini, nu? Sunt doar doi jucători români, prima echipa de la FC Argeș. Echipa lui FC Argeș are pe mine, eu țin foarte mult la jucători români, sincer vă spun unde mă duc. Voi când jucați în Champions, de exemplu, cu Steaua, erați români? Majoritatea, nu știu, aveam tot o perioadă dură, în rest, da, după ce au început să apară. De exemplu, când ați înfruntat-o pe Borussia Dortmund, chiar nu cred că aveți. Niciun străin, nu exista străin.
Mă refer la grupa aceea teribilă din ce păi nu, dar totuși Piteștiu, nu? Știm că e un bazin puternic de copii și juniori. Și ești la retrogradare cu străinii. Păi pentru ce să aduc străinul? Și nu avem echipa națională. Nu? Mă aduc aminte pe vremuri, mai înaintea mea, să luau jucători din divizia B. Unde văd eu? Adică mă duc la retrogradare tot cu jucătorii străini. Făceam un calcul acum cu Mihai când colegul vostru a spus echipa de la Pitești. Sunt doi jucători români. Poate greșim noi cu unul sau nu știu ce. Unde e calitatea bună? Ești cu 7-9 jucători plus pe bancă vreo 6. Câte locuri ocupă copiii? Și știu că Pitești au un bazin bun. Eu am antrenat Academica Pitești în urmă cu ceva ani. Ea a fost Academica Clinceni, dar noi jucam la Pitești. Eu știu ce se întâmplă acolo. Niște oameni pasionați. Erau niște oameni extraordinari pentru fotbal și care țineau foarte mult la identitatea lor. La copiilor, la jucătorilor, care, Piteștiu, vedem că au scos jucători extraordinari. Sunt patru români în primul așa. Am greșit cu doi, nu? Ne cerem scuze, nu? Da. Dar, sigur, majoritatea, am putea spune, clară este cea a jucătorilor. Având în vedere la ce școală de fotbal au în spate. Ce tradiție au. Ce tradiție au. Același lucru, voluntari. Voluntari una dintre cele mai numeroase școli de fotbal din jurul Bucureștiului. Pe de altă parte, vedem însă că totuși campioana României este o echipă care merge foarte mult pe români, nu-i așa, Mihai? În timp ce în ultimii ani am avut o campioană României care a mers mult pe străini. Pe străini, da. Bine, îți facem diferența de bugete la CFR. Domnul Varga a emisit foarte mulți bani. În schimb, aici Gheorghe Hagi a avut meritul să facă cu buget la jumate, ca să zic așa. Dar se poate face ceva big, adică o calificare în grupele unei competiții europene fără bani? Eu da, eu nu, hai să nu exagerăm, nu că e vorba că nu are bani domnul Hagi. Ceea ce face este corect. N-ai cum să aduci un jucător străin și să-i dai mai mult decât un jucător român. Decât dacă acel jucător străin îți demonstrează, este cu vorba lui Marius, cu 1% mai bun decât cel care l-ai în teren, l-ai din țara. Trebuie să ne uităm și la campionat, pentru că mulți jucători foarte buni vin în România. Foarte greu să vină în România. Ceea ce a făcut domnul Hagi acolo cu salariile acelea, normale, atenție, și ce trebuie pentru Liga 1, eu cred că cu multă muncă. Nu o să strice, Gică identitatea lor și ce au pornit. Da, nu. Cu riscul că nu se va califica. Clar că o să aducă niște jucători, eu l-am înțeles că vrea să aducă câțiva jucători cu experiență, jucători campioni, jucători care au puterea de a juca în cupele europene, pentru că degeaba, nu poți să aduci orice, mai bine riști cu jucătorul tău și mie îmi place cum gândești, adică e solid, foarte solid și a adus pe Larie fost înainte, acum l-a adus înapoi pe Carnat, tot de pe acolo și cu cine zici că am discutat înainte? Rivaldiniu, îl știe despre și Rivaldiniu a confirmat din coace, același cu Carnat, echipa retrogradată. El cunoaște că în mentalitatea lui știe ceea ce a pornit de acolo, adică mentalitatea lor ca structură ca ceea ce ai învățat de la copii și juniori, de la... Bun, nu putem contesta nici ce a făcut Neluțu Varga la... Corect. Sau Dan Petrescu, pentru că acolo chiar nu au așa o bază foarte mare. CFR Cluj, după câte știu eu, nu a avut atât de mulți copii. Noi i-a interesat direct. I-a interesat rezultatul direct. I-a interesat foarte repede. Chiar spuneau că pentru ei... E foarte important. Imediat cum a venit Varga, a venit și titlul. A venit și titlul, adică altă mentalitate care, termen lung, care de respectiv vreau rezultate foarte rapide. Și că Hagi ne-a și povestit cam ceea ce înseamnă cartea lui, care au scris-o ei, nu? Ceea ce se întâmplă acolo, un Ajax mai mic. Da. Marius Baciu, Mihai Stan, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Plăcerea. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară de la ora 18 aici la ProSport Live să aveți o seară frumoasă în continuare.